A patra ediție a concursului MTB Corvin a avut loc în weekend la Hunedoara, iar grădina Castelului Corvinilor a fost locul de unde zeci de cicliști au luat startul pe traseele dificile de mountain bike. Evenimentul, aflat la a patra ediție, a fost organizat de Eurosport, DHSSA, DHS Bike Parts SRL, Primăria Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara și Clubul Sportiv Corvinia, sub egida Federației Române de Ciclism. Zeci de sportivi din țară s-au întrecut pentru titlul de campion național și pentru premiile substanțiale oferite de organizatori. Vremea ne-a pus probleme, ne-a pus probleme mari. A trebuit să reducem traseul, cel puțin pe zona de traversare a lui Zlaște. A fost imposibil să se mai folosească acea porțiune din traseu. Din fericire, pentru noi pasiunea este mare și cicliștii, mare parte dintre ei, nu au renunțat. Această competiție este înregistrată în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale, a Federației Internaționale, și prin acest lucru sportivii primesc aici puncte care se adună în clasamentul mondial pentru România. Cu cât mai multe puncte, cu atât mai mulți sportivi pot participa la etapele de cupă mondială și de campionat mondial. În Hunedoara a plouat aproape continuu pe tot parcursul weekendului, astfel că în ziua de sâmbătă, când a fost dat startul concursului, cicliștii înscriși la probele de XCO au avut de parcurs un traseu extrem de dificil. Locul de întâlnire al sportivilor a fost grădina Castelului Corvinilor din Hunedoara. De aici au pornit spre dealul Sânt Petru pe un traseu tehnic îngreunat de un urcuș până în zona releului, apoi de o coborâre riscantă la poalele Castelului Corvinilor și pe malul râului Zlaști, de unde au intrat după un alt urcuș în linie dreaptă spre linia de sosire. La categoriile dedicate profesioniștilor, juniorii și clasa elit, cicliștii au avut de parcurs până la 7 astfel de ture pe o ploaie care nu a contenit. A fost destul de tehnică datorită noroiului de la care s-a acumulat în zilele astea. Coborârile erau foarte periculoase, urcările aproape imposibil de urcat. Am avut de făcut 5 ture și am terminat pe locul 2, vicecampion național junior elite. A fost frumos. Da? Da. Acum mi-aștept, îmi susțin colegul. Hai, Cipri, hai, hai! Mulțumesc! A fost foarte noroi, dar a fost ok. Nu, da, nu am putut să urc pe bicicletă deloc. Îmi aluneca, dar a fost foarte bine, mi-a plăcut. Federația Română de Ciclism a delegat organizarea competițiilor de ciclism cluburilor sportive din țară, iar în acest an Clubul Sportiv Corvinia a avut cea mai bună propunere, reușind să facă un traseu competitiv care se ridică la standardele internaționale, au precizat reprezentanții Federației Române de Ciclism. Competiția este înregistrată în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale a Federației Internaționale de Ciclism, iar sportivii primesc puncte care se adună în clasamentul mondial pentru România.